Hai, bai. Punem să vă, să filmăm și noi luminițele alea, da? Dar stai că vine cu artificiile. Hai să urăm și noi un an nou fericit, la mulți ani, sănătate, că e mai bună decât toate și libertate. Și eu urez la toți fanii noștri, la toate cunoștințele, un an nou mai fericit alături de cei dragi și eu alături de Crist. Hai, v-am pupat! Salutare, prieteni! Sunt la camera de gardă, la nașul meu, la Leo, astăzi 30 decembrie 2022. O să pun imediat pe Facebook. Cred că o să ne prindă Revelionul la Leo. Așa se pare. Leo este bine, deși a fost și cremenala, ca să spun așa, și ne-a cam alarmat, dar totul este sub control și Leo chiar este ok. Hai, bam, bam. Da, da? Da. 20 da. Bucată sau 3 la 50? Asta, sunt prea periculoasă. Cum doriți. Hai, mersi frumos. Cu plăcere, mai bine. Așa, Olga, lasă-mă în pace. Când ne prinde Revelionul pe drum, tu nu vezi? Și ce dacă ne prinde Câte minute mai avem? Păi ce dacă ne prinde Revelionul pe drum? Câte? Zim repede câte ceas. Numai pe drum mergem numai la zim câte ceasul. Zic câte ceasul? Păi stai să văd. Mamă, e 12, frate, câte? E 23 și 37. Mamă, cât mai avem? Ia uite, mai avem. Hai de capul, ne prinde anul nou pe drum. Nu e bine. Știu dacă mă prinde cu tine, nu? Aolo. Nu singură. Ne prinde pe amândoi? Da, îți dai seama. Mamă, eu cu Olga, cu Olguța. Și eu cu Cristi Marin, persoană publică, nu? Eu persoană publică, el persoană publică. Asta e o perete potrivită, nu? Cum am făcut cu Diaman să iau un boșor. Un necunoscut, da? Am luat eu, de o persoană publică. Ai luat un necunoscut sau ce vrei să spui? Nu, no, poate ești persoană publică. Nu, de cine zici tu mai înainte, de Diaman? Da, era cunoscut sau ce? Boșorul ăla l-am luat așa, că da? Nu aveam ce să fac. Boșorog e? Păi câți ani are? Câți ani are? Are 80 de ani. Tu vorbești serios? Da. Sau 80 de ani l-ai făcut de seara, să arate. L-ai nebunit? Nu? Lasă în lumea lui. Să stă în lumea lui. Pa, pa. Hai, bye, bye. Punem să, vă, să filmăm și noi luminițele alea, da? Dar stai că vine cu artificiile. Hai să urăm și noi un an nou fericit, la mulți ani, sănătate, că e mai bună decât toate și libertate. Și eu urez la toți fanii noștri, la toate cunoștințele, un an nou mai fericit alături de cei dragi și eu alături de Crist. Hai, v-am pupat! Dăm o filmare și pe la luminițe. Ia să țin eu. Lasă că țin. Nu, că cine știe ce imagini în prins. O să conduc. Dar dacă mai întârzi puțin la petrecere, nu mai putem să ajungem. La petrecere nu-mi fi. Mai bine conduceai. Îți dai seama, vede și atras. Hai să conduc eu. Mai bine conduceai tu, că eu și conduc și filmez prea așa, multe. Așa, te-ai Acum mai pot să opresc. Acum uite-te și cum se duce mașina. Uite ce frumos e aici la Titan. Da, vezi? De-aia îmi place mie în viața. Uite, ia uite ce luminiță, vezi? Da? Și cu un bărbat frumos, persoană publică. Care e? Cine? Adică tu, persoana ta. Dar o să ne înjure ăștia cu persoane publice. De ce? Că n-ai văzut că se optică lumea care nu-i cunoscută, zice, uite ce se dau și ăștia mari. Păi de ce ne dăm mari dacă suntem pe mari? De ce ne dăm mari dacă suntem mari, nu? Da, noi suntem mari. Păi da, dar sunt unii care se supără pe noi, pormă, ne înjură. Dar păi da, de ce să ne înjure? Nu ne interesează cine vorbește rău, cine vorbește. Eu rău tuturor. Bine, mulțumim la Dumnezeu că suntem sănătoși. Asta zic fratele și eu. Fratele meu, bine, mulțumesc la Dumnezeu că m-a asta contează cel mai mult. Să mă bucur să fiu fericită de Revelion. L-a ajutat Dumnezeu, îi mulțumesc la Dumnezeu. Și lumea care s-a rugat pentru noi, ne mulțumim mult pentru că s-a rugat pentru fratele meu. Bravo, și acum, zi, uite, facem Revelionul. Pe drum. Eu cu Cristi pe drum. Uite la o petrecere. Când așteaptă și atra, cine prinde pe drum, mamă. O să mergem pe drum. Hai să prindem semaforul ăsta măcar, să mai ajungem, să fim sigur că ajunge cât de cât. Hai cu verde, nu te pune roșu, uite și poliția, să mă vadă că filmez, că nu am voie. Nu am o pauză, că s-au brigat ăștia pe aici. Hai, bă, că ne prinde Revelionul aici. Păi îți dai seama că toată lumea, că ne prinde Revelionul pe drum. Îți dai seama? Nu e bine. Doamne, când mai ajungi la petrecerea aia? Eu știu, Olga, că... Eu ziceam să nu mai mergem. M-am luat-o greșit, nu pe aici trebuia. Nu, mai bine, Cristi, mai bine nu mai mergem la petrecere, hai la tine acasă. Tu vorbești serios? Da. Desfacem un șampanie. Uite, șampaniele le-a lăsat acolo, la petrecere. Cum ai...
De unde mai cumpărat păi un șampanie? Păi am altă, eu de altă șampanie, niciodată. Tu vorbești serios? Da. Ai luat una de acolo? Da. Păi dacă nu mai ajut. Oh, nu sună și telefonul acum. Aoleo, oh, frate, lăsați-mă, frate. Închid telefonul, că noi filmăm acum, da? Și cine e? Cine? Nepotul meu, Alin. Alin, de sână. Alin, nepotul meu. Nu vrea să desfacă șampania cu noi la petrecere. Nu știu, nu știu, nu știu. Stai că insistă, stai așa. Cum ne-ai conduc eu, mă? Și filmezi și conduc. Alo? Nepotul meu, Alin? Păi sunt la filmare acum cu Olga. Facem revelionul pe drum noi. Că nu mai prindem revelionul. Filmare? Olga, tu ai observat ceva? Ce? Că eu aveam telefon cu care filmez cu mâna stângă și mâna dreaptă vorbeam cu Alin cu celălalt telefon. Și mașina cum merge? Și mașina cum merge? Asta mă întreb. Păi nu pot să-i... Ne, uite, cu podul palmei și vitezele le schimbăm. Păi trebuie să spui să cotul. Să schimb eu vitezele. Cine știe pe unde împaci viteza? În pagina 5-a s-a dus... Și intre mașalier. S-a face mașalier, se duce cutia. Hai bă frate, haide băi nene, bă, câte ceasul Olga, te rog frumos. Eu zic să lasă încet, că e bine să ne prindă revelionul adică... pe drum, să mergem noi doi pe drum în America, undeva. Mamă, Olga, hai să mă bag repede, că vine aia de față. Păi încet, încet, că hai, ce faci? Nu mai pot, vreau să mă prindă revelionul cu tine așa pe drum. Da, că unde? Că bă, toată nu stă pe drum. Păi numai la petreceri stăm. Păi nu, dar să ne prindă mai la petreceri, nu. Nu știu că ești bărbat așa romantic. Vezi? La restaurant frumos. La la la. Olga, ce scoate Olga. Nu vine să cred, are cuvintele la ea, Olga. Da. Adică numai cuvinte de-astea siropoase, de m-a nebunit. Serios? Pe bune. Uite, bă, și cu noi lucrează. A, nu sunt. Iar ridicați, mă, mașini. Îi luăm fața, Olga? Hai să-i luăm fața. Nu. Nu pe roșu, Olga, ce? Dar trebuia să iau fața lui ăla. Hai, bam, bam. Cu Olga la petrecere. Unde ești, Olga? Ce a luat artificii, da. Pahare, chestii. O să-mi fac o fură, stai un pic să vezi. Ce fură o să fac, că la șantă. Dar hai că nu mai avem, că uite începe petrecere. Hai, bam, bam. A, uite, frate, a început lumea. A, uite, bombe, s-au avut bombe peste tot. Prieteni, sunt la biserică, la Luca, cred că îi spune, da? Sunt cu patroana și cu sora lui Leo. Au venit aici să se roage, să ne rugăm. Am ieșit afară. Hai, bam, bam. Viață frumoasă. La București nu e niciune. Ce mai bine acasă în România, da. În Olga? Zici și tu. Uite și soarele. Suntem atenți să se pună verde. Nu? Băgăm și nu mai băgăm muzică, lasă muzică. Noi nu ascultăm muzică țigănească, noi ascultăm muzică românească, nu, Olga? Da. Iată e o muzică românească. Dar trebuie să dau la radio, lasă, că n-am niciun CD cu muzică românească. Uite, bă, mai stăm. Stăm, lasă-mă. Suntem în trafic aici. Am fost la plața, la mall plața, Olguța, am fost să mâncăm și noi ceva bun. Când era foame, nu mă urmăță? Da. Înțelegem bine, uite ce calmă sunt eu și cu Cristi. Mai n-am văzut de mult? Ia zi, Olga, de când am... De serios, cât aveam de când ne-am... De atunci, de când ați făcut sărbătorile cu Leo, mai ții minte? Acum de la revelion, acum de 2 ani, acum ne-am văzut după 2 ani. Păi da? Păi unde a dat apa mai de vezi? Și facem iar revelionul împreună. Ia de ce șofer auto am aici. Facem iar revelionul împreună. Păi facem împreună, ce să mă... Șatra. De seara e revelionul, facem revelionul împreună, nu? Păi da, la București. Păi nu e aia care a mai rămas alături de nașul meu, de leuțul nostru.
par gras, că am o asta de iarnă. Deci că sunt dita mai elefantul. Elefantul, elefant. Dar unde mergem noi? În jurul București? Mergem acasă la mine, Olga. Acasă cu? Da. Aole, ce surpriză, am crezut că mergem la restaurant. O să faci o cafea. Altul, că acolo am mâncat, dar nu știu că mergem acum să... Facem mai stăm la o prăjitură. O cafea, o prăjitură, un fursec. Nu vrei? Dă-i seama că nu te răpuzi niciodată pe tine. Pe toată lumea refuz, dar pe tine nu. Haideți să mă mai spun ceva, prieteni. Am răpit-o pe Olga. Da, am răpit-o. Din toată șatul. Da, nu știe nimeni că e pe Olga acum. Da, numai fani. Cred că când vede filmulețul. Ce faci, pui pe YouTube? Hă? Pe YouTube? Îți dai seama că filmăm pentru fani, nu? Da? Bine, sper că nu s-a înregistrat muzica. Care se roagă pentru aia. Noi. Nu. Mulțumim celor care s-au rugat pentru Leuț, pentru Leo. Da, mulțumesc Dumnezeu și lui Pani, lui prieteni cunoștință. Leo, din câte știm care noi, s-au rugat pentru fratele meu, bine. Este bine, nu putem să-l vedem, nu avem acces la el, dar este bine, că am vorbit cu medicii. Olguță? Da, și de asta m-a scos în oraș Cristi, că de seară e rebelionul. Da, am dormit toată noaptea, am stat ieri până târziu, acum la fel. Asta e a 5-a zi sau a 4-a, nu mai știu. Am pierdut numărul zilelor. Contează că Leo este în viață. Cristi e prietenul meu adevărat. La greu să cunoaște prietenul adevărat. E prietenul lui fratele meu și prietenul meu și la toată familia mea. De ani de zile vă vorbea așa. Da. Mai filmăm? Mai filmăm? Da. În față nu filmez deloc, nu? Ca să nu se vadă pe unde merg. Da, poți să se vadă, că poți... noi n-avem... Dar tu știi să editezi, să le lipești, nu știi? Da, eu nu pot, eu filmez totul și gata. A, lași atâtea, 5 minute le-ai pus pe YouTube și rămâne așa, da. Dar să vedem dacă ai muzică la început, să nu... Nu era tare, nu? Vezi, a fost bine până la urmă că am dat un ție, nu? E trafic, dar nu e așa, da? Așa, mă, că am răpit-o pe Olga, sper să nu pun șatra în cap. Așa zice șatra că m-ai răpit, dar tu m-ai sunat să mă scoți în oraș și să mă duci la restaurant. Am răpit să... așa, în ghilimele, adică... Să trec peste greul ăsta care e, Dumnezeu ne-a salvat viața lui fratele meu și asta, cum te-a zis, trebuie să ne bucurăm, trebuie să ne bucurăm de viață și de Dumnezeu că ne iubește. Asta zici eu, asta zici eu. Mulțumim lui Dumnezeu, mulțumim medicii, mulțumim tuturor. Suntem și noi bucuroși că s-a întâmplat o minune, o minune dumnezeiască, pentru că Leo avea slabe șanse la operație, la câte probleme de sănătate are, era greu. Așa că totul e sub control. Și să sperăm să și de urmă la toți fanii noștri să aibă un an nou fericit alături de cei dragi. Mulți ani, sănătate și libertate. Sănătate și libertate, că astea sunt cele mai importante. Nu le ai pe astea două. Și să facă tot ce vrea ei, ce simt. Da. Asta e mare lucru, să faci ce vrei, ce simt. Câte minute vreau să vezi? Am vrut să bins cu tine că m-ai chemat în oraș și am ieșit, nu? Exact. Am făcut ce-a simțit, nu? Dacă nu simțeam, nu ieșeam, nu? Am vorbit la telefon și am căzut amândoi de comun acolo să ieșim la o plimbare, nu? O plimbare prin București. Hai, până la... Mai filmezi? Câte 10 minute vrei să filmezi? Da. Se bate fanii. Așa, mai filmează și în față, se bate pe un dolon. Am emoții în fața camerelor și să nu se întâmple ceva. Da, ce emoții în fața camerelor când ești persoană publică. Tu niciodată n-ai avut emoții. Nu am avut niciodată la televizor. Păi de aia îmi pare bine de tine, că tu nu ai emoții. Știi ce înseamnă să fii persoană publică? Că tu ești persoană publică. Eu de asta te respect și ești prietenul nostru adevărat. Dacă nu era, nu mai respectai. Nu, niciodată. Ai un suflet bun și de asta. Da. Ia să zic, mă, ai o înțelepciune bună. Și vreau să anunț toate televiziunile că o să-mi filmez cu Cristi Marin de acum colo, că e persoană publică. O să vorbesc numai cu persoane publice, nu o să mai vorbesc cu oameni de rând, că să considere și ei tot ca noi persoane publice. Nu, dar când ajung și persoane publice și eu în cap, nu? Asta da, zice, nu, dacă vorbim cu ei, zice că sunt și ei tot ca noi. Ok.
greu, măi, e greu să ajungi. Câți ani avem noi de filmări? Toată familia. Am făcut public toată viața noastră. Păi da, noi nu ne ferim de nimic, suntem transparenți, arătăm tot ce se întâmplă, nu? Da. E greu să ajungi persoană publică. Da. E muncă, eforturi. Să ajungi acolo, noi nu cântăm, nu așa, dar măcar am ajuns la trebuie, adică am știut să ajungem. Ora să vrem, poate că ne-am și dorit. Ne-am dorit să facem public. Da, nu suntem. Mi-am dorit, eu și cu fratele meu, Leo, ne-am dorit să fim publici, pentru că ne cunoștea multă lume și ne respecta și noi am respectat multă lume la rândul nostru. Și din cauza asta vreau să fie prin public, adică să știe tot ce facem lumea, să fie... Eu nu am dorit asta, dar... La zi, îți dai seama, toate cunoștințele, toată șatra, toată Europa, America, Spania... Ce mă, Olga Trucia, Mondiala, ce mai... Timișoara, Arad, București, da? Toate orașele din România ne cunosc. Franța, Italia, toată lumea. Da, noi chiar să mulțumesc Dumnezeu că a revenit fratele meu. Asta contează. Vreau să filmăm o telenovelă de acum încolo pe canalul meu, să fie ca o telenovelă. Da. O să filmez tot ce fac. Știi că și era visul și lui Leo. Da, eu vreau să fii tu rolul principal, că tu ești persoană publică în telenovela mea. Și tu, tu ești prietenul meu adevărat. Și rolul secundar? Da, principal și tu, amândoi. Da, pe noi amândoi suntem rolul principal pe canalul meu. Așa. Că o să filmăm tot ce facem de acum încolo. Să vedem. Și cu șatra, unde mergem, ce facem. Normal. Să știe lumea. Fără ei nu se poate, dar pe n-am... Fanii noștri, prietenii, cunoștințele. Trebuie să le frâng. Toate televiziunile, poți să... Trebuie să le frâng abonați. Să ne cheamă, să ne invită. Ei au prea mulți abonați. Da, dar eu vreau chiar le spun la toate emisiunile. Noi putem să mergem oriunde, să ne cheamă, dacă au subiect, să ne întreabă subiect, o să le dăm răspunsuri la canal de la Antena 1, peste tot. Așa să acceptăm? Cine vine primii de la canal de, ori de la Antena 1, ori de la Antena Star, o să facem contract cu ei și filmăm pentru ei. Și batem palma cu cine, cine vrea să... Nu? Da, de asta vreau să încep acum anul ăsta nou, să fie cu noroc, să filmăm o telenovelă adevărată cu viața noastră publică, cu viața lui Cristi, cu viața mea, cu toată șatra, cu toată familia mea. Tot ce se întâmplă. Da, să vedeți cum respectă toată familia mea pe Cristi. Și eu mă respect pe toți. Și vreau să știți, să chiar facem public, eu n-am făcut nimic fără să fac public. Tot timpul am fost sinceră și adevărat. Și acum vreau să-l fac public. Olga, hai să mergem până la Park Lake, vrei? Unde? Până la Park Lake, pe aici. Mergem unde vrei tu. E mall aici. Da. A, am zis eu acasă, am glumit și eu, știi? A, ai glumit că mă duci acasă? Normal, am să-ți văd reacția, crezi că te sperii. Doamne, Cristi. Crezi că te sperii, Olga. Ce-mi place viața la București. Îți place, da? Uite acolo. Și lui fratele meu i-a plăcut viața la București, de asta te București. E altă lume, altă mentalitate, altă viață, nu ca la Stehaia în șatul. Ia să vedem că o bucă mașina, o bucă mașina, sub sol sau dacă pot o țină vară. Da? E și în grup, acum, cât o știu. Mamă, dar ce poate să... Și te-ai gândit să mă duci la mod, nu? Da. Vezi, așa vroiam eu un bărbat adevărat. Să mă scoată, să mă plimbă la mall, peste tot. Mi-am dorit. Cred că poate tu ești bărbatul potrivit, mai știi? Da. O să încercăm de acum acolo, să facem public tot, nu? Da. Nu mă știu, nu vreau să... O luăm loc pe acolo, nu? Nu aș vrea să bag pe aici. La garaj, hai să o băgăm la garaj. Ha. Și urcăm cu liftul. Mă durează mult până ieșim astăzi. Nu durează, ce? Nu ne grăbim. Te grăbești? Parcare nivelul 2, parcare nivelul 1, la nivelul 1. Nu mă văd nimic aici, o barieră ceva. Bine ați venit, te uite ce spune. Foarte bine. În parcare la mult, nu? Da. Știu că se iese greu de aici.
Păi eu m-am învățat în Germania, m-am învățat, era numai subsolul la parcări. Da? Și nu mi-e greu. Acum în București mi-e ușor, știi, dacă am condus în Germania, în Mihen, în Essen. Acum București mi se pare atât de simplu. Ții filmarea? Da, trebuie să știe pani. Cum ne-am băgat aici, în subsol, la garaj, la mult. N-am băgat niciodată. Parcare aici. Ai, Cristi, dar cu cine? Numai cu mine ai venit prima dată? Prima oară, când ai, ce te faci? Ești de unde intrarea în magazin. Nu cred, Cristi. Tu vrei să faci surpriză? Tot timpul cred că vrei să faci surpriză tău. Da. Să se dă unde parcă. Ieșirea pe unde? Acolo, cum e fi? Să băgăm mai aproape de... Păi da, dar nu știu pe unde e. Unde e liftul, da, știi? Da, ieșirea pe aici. Aproape de ieșirea de acolo, cred că e intrarea, nu? Să urcăm sus. Pardon. Și tragem la... Hai, bine și aici, hai. Nu? Numai să nu uităm locul de parcare unde lăsăm mașina. Aaaa, nu? Da. Așa am făcut în Germania, când am lăsat mașina, nu mai știam, era prea multe și ce crezi că am făcut poze la ce numărez și la... Vedem pe ce de-asta, pe 02. Iată, cu mașina lui Cristi. Am venit, vedeți mașina lui Cristi. Vedeți? Așa, cum e așa, primez? Da, păi la numărul... 1, vezi? Parcarea la numărul 1. Și atunci nu uităm unde e mașina. Da. Haide. Nivelul 1, numărul 1. Hai, deci aici. Hai să vedem pe unde intră. Bamba. Deci ieșire pe dreapta. Ce frumoasă nu e mâna asta. Noi am depărășat. Este de bine? Ce frumoasă e viața când pești așa ține. Poate trebuie să rețin. Nu? A, păi de la intrare aici avem mașina. Nu uităm noi unde e mașina. Zona albastră. Ar fi culmea să uităm unde lăsăm mașina și să facem două ore să o găsim. Nu, ceva Q, Q și P. Nu uităm după filmarea ta dacă e. Gata, oprești sau mai țin? Nu, țin. Să fac de mai adus. Tot timpul fanii când vedeau că tu filmai în America când erai. Stai așa, nu te vorbim. Urcăm sus, nu? A, am intrat fără tine. Ce, nu mai merge? Cristi, cred că tu faci o surpriză și mai ieși în America. Cred că faci o surpriză și mai ieși în America, nu? La două ore gratuit. Deci avem gratuit la parcare. Da? Da, că nu mai stau să mai putem și să plătim, dacă e să stăm mai mult. Olga, ce faci, Olga? Hai să notăm numărul. Deci, nivelul 1, 0, 1. Hai, deci aici. Hai să vedem pe unde intrăm. Bam, bam. Ah, gata masa, gata treaba. Am pierdut mașina, Olga. Unde e mașina, Olga? Nu știm unde e mașina. Mă, ne plimbăm de o jumătate de oră pe aici. Băi, ești nebun. Am filmat pe canalul meu. Ai grijă la mașină. Și acum filmez pe canalul lui Cristi, că nu mai știm unde e mașina. Ai grijă la mașină, Olga, aici. Cred că zona albastră acolo. La zona albastră, acolo știu că am filmat. Mamă, mamă. Olga, în București. În Germania nu mă pierd și în București mă pierd. Nu vine să cred. Băi, ieșim până la urmă la suprafață, dar pierdem mașina. Ce facem? Nu? Unde e mașina? Păi nu știu unde e mașina. Hai să oprim camera ca să ne concentrăm. Se cumpără niște punerul Leo, viața. Să mă feresc. Ca de echipa ta,
Mersi frumos!